Actorul Joe Lara, protagonistul serialului Tarzan The Epic Adventures, a murit la 58 de ani. Avionul în care se afla împreună cu soția sa s-a prăbușit într-un lac din Tennessee, Statele Unite. Alături de cei doi soți și-au mai pierdut viața alte 5 persoane. Cunoscutul actor se afla alături de soția sa într-un avion care zbura spre Palm Beach. Aeronava de mici dimensiuni care aparținea bisericii conduse de partenera lui Lara s-a prăbușit într-un lac din Tennessee, la scurt timp după decolare. Pe lângă cei doi soți, în avion se mai aflau alte 5 persoane. Din păcate, în urma incidentului nu a existat niciun supraviețuitor. Joe Lara și soția sa, Gwen, erau căsătoriți din august 2018. Aceasta a fondat biserica Remnant Fellowship din Brentwood în 1999 și este autoarea unui program de dietă bazată pe credință. Actorul născut în California a jucat de-a lungul timpului mai multe roluri în filme și seriale de acțiune. Cel mai cunoscut rol a fost personajul Tarzan din filmul Tarzan in Manhattan din 1989 și continuarea din serialul Tarzan, The Epic Adventures, începând din 1996. În ultimii ani, Joe Lara renunțase la cariera de actor pentru a se dedica muzicii country.